Camerei Deputaților. Dau cuvântul acum doamnei Raluca Turcan, președinta PNL din partea grupului PNL, evident. Aveți microfon. Domnilor președinți ai Senatului și Camerei Deputaților, domnule prim-ministru desemnat, doamnelor și domnilor miniștri, doamnelor și domnilor senatori și deputați, stimați invitați, componența acestui guvern, susținut de PSD, ALDE și UDMR, este o palmă dată poporului român. Mulți oameni de bună credință au dat crezare promisiunilor PSD. Odată terminată campania electorală, PSD-ul își arată acum adevărata față, sfidătoare, din păcate. Nu mă refer doar la faptul că la multe propuneri din campanie PSD-ul deja a renunțat. Însă lista guvernului ne arată un PSD incapabil de modernizare, feudă personală a unui șef abuziv care încearcă să exercite puterea în toată România, fix după cum a exercitat-o la Teleorman. Ce altceva este dacă nu un uriaș abuz de încredere să dai senzația tuturor cetățenilor, prin peripluri nesfârșite la toate televiziunile, că membrii Guvernului României nu valorează două parale și că sunt, de fapt, interpușii tăi, cărora le trimiți în plic, de la partid, ce decizii au de luat în